Deci, în urma discuțiilor purtate astăzi cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, au fost neclarități referitoare la banii aferenți burselor, în speță economia până în trimestrul 3 și banii aferenți trimestrului 4, ca urmare a modificării legislației. Și pare că nu era în regulă să se facă această mișcare. Și acum grupul PNL, ținând cont de faptul că noi considerăm că e foarte important să asigurăm salariile TCE-ului, SG-ului și să fie alocarea și pentru creditul exim, pentru a nu avea probleme cu împrumutul aferent gazelor ieftine de la Termo. Deși reprezentanții primăriei nu au vrut să modifice proiectul și a se veni cu un proiect corect, am decis să facem noi aceste amendamente pentru a mâine a se putea vira banii către exim, iar luni și marți, dacă nu mă înșel, să fie virați banii de salarii către TC și SGU pentru a-și lua oamenii salariile la timp. Ați solicitat un punct de vedere și de la Direcția de Finanțe sau numai de la Inspectoratul Școlar în prima fază? Noi am discutat cu Inspectoratul Școlar pentru că de la dânsii am primit sesizarea. Pe partea de finanțe, din câte am înțeles, s-a discutat, au discutat reprezentanții primăriei, dar e pe vorbe. Nu există nimic scris, fapt pentru care nu puteam să luăm o decizie doar în baza unor vorbe. Dacă ar fi fost o notificare scrisă, ok. Și atunci am preferat să așteptăm. Când va veni ceva scris și se va demonstra că este legal și este corect varianta inițială propusă de primărie, vom face și următoarea rectificare.